Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În septembrie, taurul va dori singurătate. Te vei gândi mult la sensul vieții, vei căuta inspirație și vei reflecta asupra acțiunilor tale din trecut. Acum trebuie să faci o pauză pentru a acumula putere pentru viitor. În viața ta personală, ai răbdare? Nu degeaba ai construit cu grijă relații cu cineva. După 10 septembrie, Mercur începe să se miște retrograd, încetinind procesele importante de muncă și treburile personale, dar în același timp oferind șanse rare pentru transformări care să-ți schimbe viața. Dragoste. Mulți tauri vor fi nedumeriți de comportamentul unui partener. Pașii cele de-a doua jumătăți pot fi imprevizibili și de neînțeles. Nu e de mirare că conflictele sunt în creștere. De asemenea, relațiile puternice și de încredere cu rudele pot eșua. Nu arde podurile, lasă oamenii să se explice înainte de a închide ușa în urma lor. Fosta înțelegere reciprocă va reveni abia la sfârșitul celei de-a treia decade a lunii, dar deocamdată este bine să te gândești la comportamentul tău. Reprezentanții singurei semnului, deși vor face cunoștințe interesante, aceste lucruri nu va duce la nimic semnificativ. Nu te aștepta la gesturi mărețe și curte. Acum este puțin probabil ca simpatia să fie reciprocă. Nu instala în tine un sentiment de iubire, se poate termina dureros pentru tine. Pentru toate necazurile în dragoste, tratează totul filozofic. Dacă nu ești norocoasă acum, atunci cu siguranță vei avea noroc mai târziu. Sănătatea. Taurul poate fi devastată din punct de vedere moral. Ai nevoie urgent să cauți energie vitală. Înscrie-te pentru un masaj, manicură și alte proceduri similare, fă-ți băi relaxante mai des, ascultă muzică pozitivă. Mulți vor beneficia de o scurtă excursie. Încearcă să contemplezi frumusețea din ceilalți și alungă negativismul. Nu-ți fie teamă să contactezi un psihoterapeut dacă este atât de necesar pentru tine. La urma urmei, trebuie să vorbești și tu. În septembrie, taurul este predispus la diverse răceli. Poate fi puțin mai fric și deja îți curge nasul. Încearcă să eviți hipotermia și să-ți tratezi organismul în mod responsabil în timpul unei simple răceli. Dacă unul dintre membrii familiei este bolnav, atunci, prin toate mijloacele, începe prevenirea pentru tine. Este important să-ți tonifiezi corpul, să crești imunitatea cu resveratrol sau antioxivita. Stăpânește dușul de contrast, fă exerciții, aerisește camera și ia vitamina D. Banii. De la începutul lunii, la serviciu, lucrurile nu vor merge așa cum ți-ai dori. Lasă deoparte proiectele dificile pentru tine și fă ceva mai simplu. Până la jumătatea lunii septembrie, este mai bine să nu te implici în aventuri financiare și să nu faci promisiuni serioase. Acum, oportunitățile tale vor fi încălcate și nu-ți poți realiza planurile. Nu-ți face griji că pierzi timpul, ultima decadă a lunii va fi cea mai reușită pentru tine. Doar persoanele creative vor putea reuși pe parcursul lunii septembrie. Situația financiară este bună. Nu vor exista mulți bani, dar nu sunt așteptate pierderi majore. O sumă bună îți va veni din surse neoficiale. Oamenii implicați în probleme de creativitate și imobiliare vor rămâne pe banda albă. Reprezentanții șomerii zodiei vor simți o lipsă de fonduri, dar până în data de 20 va exista șansa de a obține o poziție bună cu un salariu decent. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!